Iată, în partea a doua emisiunii Fotoliul cu Ghimp, invitatul de astăzi, Ilie Toma, deputat PSD de Hunedoara. Mai avem foarte puțin timp din emisiune, domnule Toma, și Vreau să vorbeam. trag un semnal de alarmă, dacă îmi permite, să nu mai pierdem Iată, niciun stați să moment mă timp țin bine, că de regulă atunci când se pe ceea ce trage. înseamnă și agricultură. Da. Cred că ieri s-a întâmplat acest sau alaltă, zile trecute, în orice caz, a ieșit Ministrul Agriculturii, domnul Oros, și pentru mine a dat niște vești aproape imposibile de a mai continua în agricultură activitatea cei care o prestează. Le taie la jumătate subvențiile, le taie la jumătate fondurile acele de tranziție, de asigurare a tranziției și am înțeles că ajutoarele pentru seceta din 2020 nu se mai regăsesc pe lista priorităților pentru a fi acordate fermierilor. Știți, nu ajungem în... am citit și astăzi acest lucru în acest fel. Ajungem la a închide activitatea agricolă pentru 30.000 de producători agricoli, a împinge acest personal specializat să meargă să lucreze în străinătate, în a nu mai produce cereale, în a nu mai produce legume pentru piața internă, în a reduce probabil, nu pot să dau un procent, dar zootehnia va scădea drastic pentru că nu vor mai avea cu ce să-și țină animalele. Într-un cuvânt, produsele de bază vor exploda la prețuri și țineți minte la ceea ce vă spun și mai fac o previziune. În următoarele 3, 4, 5 luni, produsele de bază pentru populație, la ceea ce înseamnă alimente, vor exploda: lapte, carne și pâine. Sunt convins. Da, Ulei, de ce credeți zahăr. asta? Păi dacă tu nu mai produci în țară, producția se pare că și la nivel global se micșorează. Trebuie să le aduci în țară la niște prețuri exorbitante. Va fi export, va scădea valoarea, din nou cu siguranță, a leului în raport cu euro și vom avea un trai foarte bun, Păi, stimate oricum domnule. erau destul de scumpe produsele în piață, domnul Toma. România riscă cea mai mare creștere economică a prețurilor la produsele de bază. Vă spun clar, guvernul ignoră toate semnalele de alarmă trase de specialiști, nu de mine. Eu repet, cât voi putea, voi uzita de toate armele legale ca să atrag atenția și să schimb acest mers, inclusiv în domeniul agriculturii, pentru că agricultura e ramura de, zic eu, de bază care ne poate scoate din această criză economică, poate produce la prețuri bune încă în România și, scuzați-mă, alimente românești adevărate. În primul rând, alimente românești. Și ne poate asigura traiul și continuitatea și prețuri mai bune în marketurile pe care le avem în țară. Oprind toate aceste măsuri, nemai având aplecare față de cei care sunt în creșterea suinelor, în creșterea la ceea ce înseamnă producție de carne de vită și de pasăre, programe speciale cum au fost până acum pentru tomate și pentru producătorii în sere, castraveții și produsele astea de bază, crescând prețurile lor, scăzând veniturile, pentru că veniturile, vedeți dumneavoastră, n-are nimeni de gând să le crească nici la pensii, nici la salarii. Ba mai mult, am văzut afirmații că medicii au sporurile foarte mari în spitale. Am văzut afirmații că sporurile salariale la nivel de buget sunt foarte mari. Păi de ce nu le-ați inclus fraților în salariu? Vă spun eu de ce nu le-au inclus. Ca să țină în mână acei oameni. Pentru că sporurile care nu sunt incluse în salariul de bază pot fi date sau nu pot fi date. În funcție de cei care manageriază în acel moment entitatea sau economia României. Dar ce Și o dă de la atunci mamicuța lui de acasă îi sau cum? ameninți și... Păi, vedeți că așa se întâmplă. Bă, dar nu mi se Cum pare poți normal. spune că sporurile sunt mari în spitale? Eu spun clar, sporurile sunt mici în spitale. Și fac această afirmație ca să distragă atenția pentru că un anumit procent din personalul tehnic din spitale nu le-a fost acordat la respectivă sporurile. De ce nu le-au fost acordate? Hai să ne gândim și să mergem mai departe. Păi nu scădea salariul unuia ca să-l faci mulțumit pe ălălalt. Nu. Încearcă să-i crești și ălălalt, legal, evident, să poată să ducă un trai decent.
Domnule ministru al agriculturii, Oros, ori vă depuneți demisia și lăsați pe altul, mai competent, să încerce să rezolve problemele agriculturii românești, ori, nu știu, vă rog în numele cetățenilor României, aveți aplecarea față de noi, de cetățenii României, pentru a nu crea o viață și mai grea. Că la felul cum dumneavoastră manageriați în acest moment tot ceea ce înseamnă Ministerul Agriculturii, cu siguranță se vor ajunge la creșteri enorme de prețuri la produsele de bază și nu numai, la alimente, la carne, la lactate. Și nu știu cum o să priviți dumneavoastră pe urmă pe concetățenii noștri noștri și să le spuneți cum ați făcut și o afirmație în conferința de presă pe care ați ținut-o zilele trecute și a spus: eu nu aduc bani de acasă. Dar nu vă pune nimeni să aduceți bani de acasă. Dar probabil a fost cea mai nepotrivită formulare pe care dumneavoastră ați folosit-o în acel moment în fața presei și în fața cetățenilor. Nu vă pune nimeni, dar în momentul când ați primit cadou politic Ministerul Agriculturii să-l conduceți, a știut ce vă asumați. A știut că vă asumați și siguranța alimentară a românilor, a nației românești. Faceți acest lucru și nu vă faceți de rușine. Schimbați, nu știu, toată tactica și strategia și încercați să aveți aplecarea pe care au avut-o în anii trecuți guvernele de stânga pentru agricultură. Încercați să luați presiunea politică, probabil, care vi se impune de pe umerii dumneavoastră și încercați să abordați un alt plan de a manageria agricultura. Încercați să ajutați agricultorii, pentru că ați văzut că zilele viitoare vor să iasă în stradă. Și nu ies în stradă pentru plăcerea de a ieși în stradă, ci pentru că nu-și mai pot continua activitatea și vom avea o scădere drastică la tot ceea ce înseamnă producție agricolă și producție zootehnică. Vom rămâne România în criză de hrană, va trebui să aducem hrană din import. Cu ce prețuri? Gândiți toate aceste lucruri și vă rog mult, încă o dată, aveți o aplecare față de poporul român. Și vă spun foarte clar, Partidul Social Democrat, săptămâna viitoare, cu siguranță va depune o moțiune simplă împotriva Ministerului Agriculturii. Nu împotriva care Ministerului Agriculturii. Care va avea probabil aceeași nu știm. Eu mă gândesc că vor mai fi totuși oameni și în ceasul al 12-lea, pentru că și la acele partide politice, fie ele chiar de dreapta, care nu au plecare față de cetățeanul de rând, dar se vor găsi oameni. Și acolo sunt oameni cu suflet și cu omenie și sunt profesioniști și o să o gândească în primul rând ca și cetățean, ca și cetățeni ai acestei țări, ca și reprezentanții cetățenilor acestei țări în Forul Suprem al României, o să o gândească cu sufletul. Și o să încercăm să schimbăm ceva. Sper să nu aibă aceeași soartă ca și la sănătate. Vedeți și la sănătate. Ce s-a mai întâmplat? Se luptă ei între ei. Și a stabilit ministrul Câțu un target de 1600 de paturi ATI. Când? Că eu văd zeci de statistici în care diferă. Ba că avem 600 de paturi cu 6 luni în urmă, ba că avem 400 de paturi cu 3 luni în urmă. Unde au dispărut cele 200 de paturi? Ba că avem 700 de paturi. Asta e ca aia. Unde sunt steagurile? Unul la prefectură, nu unul e, la... Nu e posibil așa ceva. Domnule Adrian Simion, nu te joci cu o națiune întreagă, nu te joci cu o țară întreagă. Îți asumi o responsabilitate, încerci să faci tot ceea ce poți tu mai bun. Nu poți. Ai capacități limitate, lași pe altul, pentru că întotdeauna se găsește cineva care să scoată țara din criză, să aibă plecare față de români și să o repune pe acel mers economic al anilor 2017, 2018, 2019, când, că le place unora, că nu le place, la guvernare a fost Partidul Social Democrat și a obținut performanțe și a avut creșteri economice succesive. Și sunt mândru de acest lucru și încerc din nou să determin pe toți cei care conduc România și o vor conduce să urmeze acel exemplu de creștere economică a României. Bun, acum nu știu cum va fi în 2021, dar eu numai în creștere economică nu cred. Nici eu nu cred, dar trebuie stopată. În primul rând trebuie luate măsuri pentru a stopa acest derapaj economic. Derapaj în economie, derapaj în sănătate, derapaj în agricultură. Păi, Doamne iartă-mă, ce facem? Cădem cu toți în cap? Chiar nu se găsește nimeni capabil? Lăsați-i, Doamne, pe ăia capabil care pot să conducă și vreau să conducă cu profesionalism și cu sufletul României. Nu-i lasă, domnule, nimeni. Vă spun eu de ce. Domnule, avem datori. Domnule, întotdeauna oamenii capabili și inteligenți n-au loc. De ăștia care știu nu toți. Au fost și, chiar dacă probabil au fost
guverne și de stânga în care s-a tras, dar au fost guverne performante. Credeți-mă. Guvernele de dreapta nu au făcut decât să închidă școli, să închidă spitale, să scadă salariile, să scadă pensiile și să oprească economia de pe bunul mers. Nu știu, hai să luăm statistică, toți zic că ați condus atâta România, nu. Partidul Social Democrat, o treime din acest timp de la Revoluție, da, într-adevăr a condus România, dar toți acei ani au fost pe creșteri economice. Cum s-a putut? Întotdeauna a apărut o criză economică, a apărut o criză pandemică. Ok, hai să mergem și pe treburile astea, dar întotdeauna a venit Partidul Social Democrat și a salvat aceste lucruri. A repus România pe creștere economică, într-un cuvânt. Interes față de sănătate, mult mai mult față de acum, interes față de educație, enorm mai mult față de ceea ce se întâmplă acum, când ținem școlile închise, când se ceartă ministrul învățământului cu ministrul sănătății că cel de la sănătate nu-i dă testele rapide. Nu știu ce interes există acolo, nu știu ce. Să blocăm tot în țara asta. Eu zic că nu este ceea ce trebuie să fie și lăsați pe cei capabili și pe cei profesioniști, pe cei care pot să conducă țara, măcar să blocăm în prima fază acest derapaj economic și să repunem pe o cât mai bună funcționare instituțiile din România și economia României în cel mai scurt timp. N-ai să vezi asta. Ba da, eu sper că totuși, măcar în ceasul al 12-lea, și eu sunt... Nu știu, nici nu mai știu cum să spun, sunt foarte dezamăgit, m-am și spus înainte. Rămâne, știți cum de, sunt de emisiune, uite așa, că... uite așa să țin, uite așa. De buzunare? Nu de buzunare, și de buzunare și de scaun. Uite așa. Păi, cred că este timpul să uităm ceea ce înseamnă să ne ținem adică, de scaune și de buzunare. Adică, ceva, ce mă văd eu pe dumneavoastră, ce fac pentru că niciodată, indiferent cât de bogat ai fi tu și cât de sus pus, la o revoltă populară nu va scăpa nimeni. Când îți ajunge, cuțitul la os... Mă întreb ce ar face domnul Orban, de exemplu. Nu mai există m-am întrebat de multe fericire. Ori dacă n-ar mai fi nici președintele Camerei Deputaților, dacă n-ar fi nimic, dacă ar fi... Era la oameni, dacă cânta la mandolină, probabil, n-ați văzut, sau era și oameni, nu știu ce a excelat, în ce profesie a excelat domnia sa, că nu știu. Prim-ministru? Da. Nu, păi asta nu e o profesie, dar prim-ministru nu e o profesie. E o funcție publică, o demnitate publică. Vorbim de o profesie, deci nu, eu când mă uit, mi-aduc aminte de celebra poză cu... Nu mi-aduc aminte să fie excelat în nimic. Dar mă rog, bun, stați că sunt și de la noastră la PSD-ul și de la alte partide. Eu am spus că toate partidele sunt și oameni profesioniști și oameni cu suflet. Trebuie doar să-i găsești și să-i lași să se exprime, să poți să creeze ceea ce știu ei să creeze cel mai mult. Și eu cred că aici nu este vorba doar de Orban. Câțu este mult mai slab decât a fost Orban. Mult mai slab. Și au tras totdeauna, ne aducem aminte de ceea ce însemna opinia publică și mesajele răuvoitoare la adresa doamnei Viorica Dăncilă. Ei, Viorica aici... Dăncilă, da, corect, așa cum a fost ea, nu vreau să spun cu plusurile și minusurile dânsei, dar a condus un guvern performant, un guvern care a ținut pe creștere economică România și a avut creștere economică succesivă. Am înțeles, dar felicitări. Suntem totuși în 2021, nu în 2020. Nu are importanță, nu vreau să fiu răutăcios. Aș fi preferat și de la această formațiune politică de dreapta, de la aceste formațiuni politice de dreapta, să vină cineva în care să se tragă, dar să se obțină performanțe economice bune pentru România și pentru români. Bună, eu îmi doresc să nu mai fim ghiocei în fața marilor puteri și să... Mare lucru să obținem acest lucru sau nu neapărat să... ghiocei, măcar să ne arătăm importanța acestei țări. Eu personal n-am să pot să fiu niciodată ghiocel și dacă eu cred lucrul ăsta, așa mi-aș dori să fiu. Nu suntem mulți ghiocei, dar cum am spus și dumneavoastră, nu suntem în funcțiile cheie care să luăm deciziile importante pentru țară. Ideea este că cred că neamul și țara asta merită mult mai multe, dar cred că ceea ce își face omul cu mâna lui duce... Da, dar sunteți de acord că în aceste zile pur și simplu ne bate în joc de sudoarea, lacrimile și sângele strămoșilor noștri care au luptat și au produs pe acest pământ ca nouă să ne fie bine în acest moment. Acum și asta e o discuție că Ștefan cel Mare a ieșit de multe ori biruitor cu turcii, dar bir tot plătea. Mă rog, sunt niște chestii noastră... diplomatice, da. Da. Istoria deci, nu ne spune chiar lucruri foarte avantajoase, dar hai să luăm ce e bun din toată istoria. Pe alea mai puțin avantajoase pentru noi. Dar mă rog. Să luăm tot ce e bun în istorie. Și avem 100 și ceva de ani.
De când nația asta este recunoscută cu adevărat în lume și în Europa. Hai că e păcat! E păcat că totuși avem niște valori culturale și niște trăiri extraordinare în ceea ce înseamnă România și suflet românesc. Seva poporului român o găsești în tot ce este românesc, în alimente, în tradiții, în obiceiuri, în tot. Hai să nu distrugem acest lucru și nu o vreau din punct de vedere al omului politic. Știți că se spune că dacă ești într-un partid politic, ești om politic și așa și este, ți asumi acest lucru și faci. Când eram la casa de pensie, eram considerat tehnocrat, așa spunea, deși făceam parte din partid politic. Eu zic că sunt undeva la mijloc, vreau să fiu pe echilibru. Nu știu dacă ești tehnocrat sau nu. Vreau să fiu pe echilibru, vreau să ies la finalul carierei politice când va fi aia, n-are importanță că într-o zi, chiar dacă va fi lungă sau scurtă cariera politică a unui om, tot se încheie, să ieși pe ușa din față cu bună ziua și să poți să mergi la fel cu semenii tăi în piață, să poți să mergi în magazine, să poți să mergi pe acum, stradă, să te privească și să strângă mâna. Că eu îl cunosc pe domnul Toma de ceva vreme, e unul dintre puținii parlamentari care chiar nu are afaceri în spate, adică nici nu conduceți o mașină super extraordinară, nemaipomenită. Asta nu e neapărat o carte de... Față de alți colegi ai noastre, sunteți... Care să spună... Sunteți... În inferioritate, ca să spun. Nu, sunt în echilibru. Sunt în echilibru și să știți că la fel și colegii mei de la Partidul Social Democrat nu excelează în aceste lucruri. Nu că le țin partea sau alte treburi. De la Hunedoara sau de prin alte județe? Vorbesc despre județul, nu le-am studiat declarația de la ceilalți. Hai să nu discutăm. Și poate sunt și alte partide politice, dar procentul mult mai mare de oameni pe echilibru este la Partidul Social Democrat. Totuși cei care au făcut performanță acolo unde și-au făcut serviciul. Nu simt nevoia, dar luați performanțele noastre în comparație cu performanțele lor. Indiferent ce-o fi, prefect, subprefect, președinte Consiliul Județean, directori de deconcentrate, primari, nu are rost să discutăm. Ai noștri sunt mult mai performanți. Păi, cu o plecare... Avem cu patru clase primare. Păi nu știu, aveți? Eu nu știu chestia asta, nu știu să avem. O să sap și o să vă spun. Și n-are... Bun, ca să fii un bun administrator și cu aplecare față de oameni, cred că gradul... E necesar să ai un grad de educație mare. Aici totuși cu sume mari de bani. Sunt și cu patru clase, nu cred că sunt și nici cu opt, nici într-un caz. Dar n-are importanță treaba asta, repet. Dar cu 10, cu siguranță. Am văzut oameni cu patru și cu opt clase, vă dau cuvântul meu de onoare, oameni de afaceri, antreprenori, care ne dădeau lecții la cei cu facultate. Aveau școala aia nativă, genetic. Domnul Tom, de a rezista și a trăi oriunde. Propun să încheiem emisiunea în tonul în care vorbeam ceva mai înainte, respectiv că ar fi bine ca oamenii competenți să fie Doamne ajută, așa să fie. Pe funcțiile potrivite. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mai aștept cu drag și altă dată. Cu drag și eu răspund afirmativ invitație dumneavoastră. Stimați respectatori, Ilie Toma, deputat PSD de Hunedoara, a fost invitat la fotoliul cu GIMP. Sunt Adrian Simeon. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi. Numai bine! Fotoliul cu GIMP. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Sunt Adrian Simeon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.